Salut, berbeci! Voi face citirea pentru perioada 1-15 august 2024 și voi începe cu o scurtă prezentare a horoscopului. Marte formează un sextil cu soarele. Pentru voi înseamnă comunicare. Contracte, asocieri, comunicarea cu frați, surori, veri, vecini, chiar am putea spune discuții despre. Ceea ce v-ar face pe voi fericiți, despre creativitate, despre hobby-uri, despre energie, despre sport, despre vitalitate. Arătați foarte multă încredere în voi. Sunteți curajoși, vă doriți. Sporturi poate mai extreme și aveți foarte multă îndrăzneală. Crește o dorință de a învinge, de a cuceri, de a vă afirma. Totuși, în plan mental, se pot lua decizii prea rapide fără să fie analizate. Sănătatea este bună, relațiile sunt de cooperare. Mercur pe data de. În acest moment mercur este uh, în 3 grade și 59 de minute pe cioară. Este staționar. De la ora 16 până în 6 august, la ora 23:30, când Mercur intră într-un mers aparent retrograd, favorizând blocaje, întârzieri pentru voi. Acestea toate apar legate de activitatea voastră zilnică, de locul de muncă, de ceea ce faceți voi zilnic, orice ați face, deci munca zilnică. Gândirea este mai lentă nu veți reacționa când trebuie și cum trebuie, să zicem, la anumite discuții. Nu este un moment bun să începeți proiecte noi care nu au fost gândite, analizate, dar puteți să finalizați proiectele la care lucrați sau să faceți ordine curat, să aveți grijă de sănătatea voastră, este într-o casă și a sănătății de igienă, de organizarea vieții voastre și mai ales de viața voastră personală. Totuși, în 4 august, la ora uh, 14 și 13 minute, ora Bucureștiului, se formează o lună nouă în leu, în 12 grade și 34 de minute leu. Uh, unde veți experimenta emoții, uh, creativitate, vorbim de fericire, ce va face pe voi bucuroși în perioada asta. Este bine să dați importanța acestei bucurii sufletești, uh, să vă doriți să fiți admirați, uh, să fiți creativi. Uh, luna este într-un într aspect de conjuncție din punct de vedere astrologic. Uh, favorizează emoții, uh, visare, Folosirea intuiției și imaginației. Conjuncția aceasta este uh, într-un sextil cu Jupiter. Uh, Jupiter, uh, fiind uh, în gemeni, arată că veți vorbi foarte mult, veți comunica cu ceilalți, cu apropiații, uh, discuțiile voastre. Uh, în discuțiile acestea ale voastre vreți să vă arătați cunoașterea, vreți să arătați că aveți curaj, că sunteți creativi, că știți să comunicați, relațiile sunt în dialog, sunt de dialog mai mult, un schimb de opinii, de idei, într-un dialog constructiv. Așenândul momentului de lună nouă este în 13 grade scorpion vă dă o forță, deci o încredere în forțele voastre proprii, vă organizați și încercați să conduceți. Vreți să cunoașteți, să vă autoanalizați, să vă cunoașteți mai bine, este cu atât mai bine să vă cunoașteți conștiința voastră, să vă cunoașteți pe voi și vă uh, trebuie să fiți obiectivi față de defectele și să nu riscați uh, să apară neîncrederea în forțele voastre. În relații vreți siguranță, uneori exagerați cu această posesivitate, chiar și cu gelozie. Între 4 și 10 august este un aspect benefic între Soare și Jupiter. Lucru pe care l-am menționat tot timpul, la ace pe acest aspect benefic puteți să faceți. Uh, uh, să vă dezvoltați cunoașterea, studiile, să arătați creativitate, comunicare și dacă sunteți tentați să vă ocupați de afaceri unii dintre voi sau de investiții, acum este momentul bun pentru investiții. Cu soarele în sextil, cu Jupiter relațiile sunt de dialog, schimb, de opinii, idei, colaborare. În 5 august, la ora 5.40, Venus face ingrisul în fecioară. Favorizează emoțiile, din nou vorbim de munca zilnică, de rutină și de Sănătatea voastră. Romantism, înclinați pentru frumos, lux, creativitate, dorință de relații sociale și personale. Aici trebuie să fiți totuși prudenți la aceste relații, astfel încât să vă selectați totuși relațiile sunteți interesați de lucruri materiale, profesionale, de natură și chiar de aspectul fizic al vostru. În relații, emoțiile sunt moderate și vă urmăriți scopurile. În 6 august, la ora 23.30, Mercur intră în mers, aparent retrograd, în semnul Fecioarei. Deci, rutina voastră zilnică, unde apar blocajele, întârzierile, neatenția, răspunsurile sunt prompte, dar uneori nepotrivite sau nu răspundeți ce trebuie atunci când trebuie. Momentul nu este să începeți proiecte noi, dar este momentul să lucrați la proiectele vechi și să le finalizați. Dacă nu aveți aceste proiecte vechi, puteți să vă dedicați ordinii, organizării, curățeniei, îngri îngrijirea voastră personală, sănătatea voastră. Luna este în cuadratură cu Marte. Favorizează acțiunile, mai ales legate de comunicare. De comunicarea cu apropiații. Uh, și chiar uh, am putea spune uh, de uh, discuțiile pe care le aveți uh, despre munca voastră, despre sănătate. Uh, sunteți totuși uh, neatenți, grăbiți, acționați foarte repede, vorbiți uh, repede, sunteți cumva nervoși. Uh, desaprobați pe ceilalți, încercați să fiți autoritari, să ceilalți să asculte de voi, dar uneori vă folosiți chiar forța și o vorbire rapidă, violent, cum se spun, mai directă, mai de impresia aceasta de violență și este momentul să uh, fiți atenți la acest aspect. Uh, S-ar putea să apară niște dispute uh, din aceste stări de nervozitate. Sănătatea este cumva afectată și apar riscul de accidente, devenind prea grăbiți. 12 august, Marte este în cu Saturn începe să vă pună frână Saturn, să sunteți foarte tensionat, riscați chiar să amenințați, să vorbiți foarte dur, să apare o destabilizare, o teamă, anxietate, poate să fie și depresie, dar puteți finaliza niște proiecte începute, și vă asumați sarcini noi, dar nu veți trece cu vederea să nu faceți cunoscut acest fapt celorlalți, să arătați că voi sunteți cei care v-ați asumat sarcinile, voi le duceți la îndeplinire. Relațiile sunt tensionate și autoritare. În 14 august, Jupiter este în conjuncție cu Marte. În 16 grade și 40 de minute, gemeni. Vă favorizează acțiunile care sunt destul de directe, să zicem. Acest aspect duce la o lipsă de măsură, în încăpățânare. Uneori poate să apară și șantaj din partea voastră sau altora acțiunile sunt uh, întreprinse rapid uh, conjuncția aceasta Jupiter Marte uh, care dă destul de mult de furcă fiindcă toate acțiunile lui Marte uh, războinicul uh, sunt uh, amplificate de Jupiter dar apare o quadratură cu Saturn retrograd care aduce tensiuni, nervozitate, agitație în finalizarea unor proiecte începute, unde vă asumați responsabilități. În 15 august, Mercur retrograd revine în leu, pentru voi înseamnă fericire, Creativitate, educație, distracție. Aici apare agitație, sentimente, emoții. Emoțiile sunt foarte puternice, dar și foarte multe minciuni, deci lucruri care nu sunt adevărate și sunt foarte frumos prezentate, foarte frumos ambalate. Relațiile trec prin momente emoționale vom vedea acum ce ne arată tarotul. Rider White, ride, da? Deci avem pentru berbeci, am zice, două săptămâni destul de agitate. că le-am terminat oricum după Dan Săracu era suficient să fie decât de două, trei ori amestecate și tăiate, bineînțeles. Iată, la baza pachetului, patru de băte arată că sunteți foarte preocupați de o casă, de o locuință, fie că unii dintre voi vreți să închiriați, fie că v-a schimbat locul de muncă și trebuie să închiriați o altă locuință, fie că vreți să vă mutați. Dar vă duce cu gândul la trecut, la relații din trecut, la o prietenie, la o iubire, la ceva care revine acum în viața voastră, poate să fie un prinț de cupe, un bărbat tânăr cu ascendent zodie în pești care călătorește foarte mult, este un fel de curtezan, cheltuie toți banii, îi place o atmosferă plăcută, agreabilă și poate să fie un nou început. Adică l-ați cunoscut pe acest personaj, dar acum apare o relație nouă sau Doriți să călătoriți împreună cu el sau uh, legați o prietenie nouă? Poate că relația care a fost în trecut nu a fost de prietenie, a fost de colegialitate și acum începe ceva nou voi sunteți în așteptare să primiți acest dar aveți și un nou de spade deci sunteți în așteptare să primiți aceste aspecte benefice o iubire, deci vă doriți această iubire, sunteți deschiși iubirii dar s-ar putea să aveți și dușmani care vă creează probleme, blocaje voi Și iată cu ce începeți, da? Începeți cu o împăcare, o înțelegere, vă împăcați cu cineva, vă înțelegeți cu cineva, ajungeți la un aspect foarte benefic, ce și voi cedează și celălalt, și totul merge spre armonie. Dar în ceea ce privește fericirea, s-ar părea că aici veți avea niște pierderi. Fie participați la o distracție unde pierdeți niște bani, fie sunteți tentați să participați la jocuri unde din nou pierdeți bani, deci undeva aici apare o pierdere de bani, trebuie să fiți foarte prudenți, fiindcă nu sunteți singuri, dar nici nu o să fie un moment prea fericit, cu toate că ar trebui să fie o casă a fericirii. În ceea ce privește o călătorie, voi v-ați pus niște bani deoparte și puteți să vă distrați. Aveți banii care să vă asigure această distracție, adică i-ați economisit în timp și vă puteți permite să vă distrați. În ceea ce privește resursele, bunurile materiale făcute de voi, create de voi, munca voastră, rutina zilnică și cariera, am putea spune că în ceea ce privește bunurile create de voi, munca voastră, deci materializată în bunuri, în bani, în resurse, voi vreți să dați o schimbare în ceea ce privesc aceste bunuri, vreți să schimbați ceva uh, în această orientare, astfel încât uh, să mergeți spre o zonă liniștită. Uh, deci, fie că vreți să schimbați uh, niște bunuri uh, materiale, să le transformați în bani, ceva vreți să faceți astfel încât să aveți liniște. Și uh, uh, Sacrificatul? Am putea spune că munca zilnică, rutina zilnică și chiar și sănătate sunt tot felul de blocaje, de stagnări. Nu puteți progresa dacă nu vă schimbați concepțiile, fiindcă este o stagnare mai mult impusă din atitudinea celorlalți. Dar dacă voi vă schimbați concepțiile, vă puteți elibera oricând. Nu puteți schimba concepțiile celorlalți, dar pe ale voastre le puteți schimba. În ceea ce privește un cinci de spate, arată o ceartă. Vă certați cu cineva? Fie că este vorba de cineva din familie, fie că este vorba de cineva de la locul de muncă sau din punct de vedere social, profesional. O persoană. În fața căreia veți avea multe să-i spuneți și le veți spune, dar și cealaltă persoană a acumulat destul de multe și este gata să vă spună și el tot ce are de spus, astfel încât veți ajunge la o separare, la o despărțire. Încercați să nu vă răzbunați. Acesta ar fi sfatul arcanei. În ceea ce privește. Uh, Comunicarea, contractele, asocierile și relațiile. Deci, iată, aici în comunicarea voastră cu surori, veri vecini, aveți magicianul care arată dorința lui de a vă susține, de a. Fiți niște magicieni, am zice, de a vă proteja un scop, vă fixați un scop și vreți să-l atingeți cu orice preț. Vreți să vă folosiți mentalul, gândirea, creativitatea, energia, vitalitatea, sensibilitatea, relațiile, tot de ceea ce dispuneți plus bagheta magică care vă ajută să manipulați situații sau persoane astfel încât să vă atinge scopul. Deci veți fi niște magicieni în această comunicare a voastră. În schimb, când vorbim de roata norocului, în contracte, în asocieri, în procese, în căsătorie chiar, această roată a norocului poate să fie în favoarea voastră sau nu. Este bine să fiți prudenți să nu vă aventurați, fiindcă trebuie să vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, să fiți corecți, să vă ascundeți scopurile, dar să fiți perseverenți în această atitudine, astfel încât să primiți cheia puterii. Altfel, niciodată nu veți ști dacă această roată a norocului este în favoarea voastră sau nu. În schimb, în relații, mare atenție, trebuie să renunțați la vicii trebuie să fiți foarte atenți să nu intrați în stăpânirea unei persoane care își dorește să vă aibă în stăpânire, își dorește să vă pună să dansați, să jucați după cum vă cântă el. Deci este momentul să fiți foarte atenți la relații. În ceea ce privește, am zice, familia, căminul, schimbări, transformări, și această karmă, să zicem. Deci, legat de familie, de cămin, de trecut, relația cu partenerul de viață, cu părintele de același sex, am zice că aveți un paș de spade. Deci, în familie, cineva. Poate să fie chiar din familie, poate să fie o persoană care vine în familie și va duce o inspecție, o verificare, bârfe, discuții. Cam asta reprezintă această femeie care poate să aibă ascendent, zodie, lună plină în sau în gemeni, dar mai repede în vărsător. Și aici o regină de băte, deci acest tarot, această regină de băte, este o femeie cu ascendent, zodie, lună plină în leu, este o femeie matură, peste 50 de ani, o femeie care arată că ea luptă pentru dreptate, așa cum o înțelege ea, așa cum o vede ea, și pentru o femeie poate să fie o rivală de temut, pentru un bărbat poate să reprezinte și o protecție. Deci trebuie să fiți foarte atenți în această relație cu această femeie. S-ar putea să vă aducă niște schimbări, niște transformări, să aflați despre, despre anumite schimbări. În schimb, karma voastră este acest prinț de băte, vorbind de un bărbat cu ascendent zodie în săgetător, care poate să vă aducă vești. Deci, s-ar putea să primiți o veste care este foarte importantă pentru voi. O să vă dea un sens. Veți avea ceva uh, această veste poate să fie legată de uh, sănătate, poate să fie legată de resurse, de bani, poate să fie de datorii, poate să fie legată de iubire, uh, de relații, de dușmani. Acestea ar fi aspectele pentru voi în această perioadă. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, vă regăsiți în ele. Puteți să ajutați canalul să dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!